Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce mărțișor veți primi. Bine, lumea oferă mărțișori doar la doamne și domnișoare, dar poate că ar merita toată lumea și bărbații și ei merită, că au și ei calitățile lor, da? Haideți să încercați să mai vedeți și calitățile bărbaților, că prea îi criticați și vă întrebați pe urmă de ce sunteți singure. Așadar, mărțișor pentru voi, inclusiv pentru voi bărbaților, domnilor. Mărțișor pentru că e simbolul primăverii, al iubirii și toată lumea are nevoie de dragoste, toată lumea trebuie să respecte, să-i respecte pe ceilalți, să ne exprimăm unii față de ceilalți și respectul și dragostea și aprecierea și ce vedem și ce nu vedem și așa mai departe. Așadar, mărțișor pentru toți cei care mă ascultați. 1, 2 și 3. Aquamarin, toate sunt mari preotese. Adică e surprize, surprize. Aquamarin, haolit și carneol. Am zis bine? Am zis bine acuș? Acuș, acuș? Am eu ceva cu carneolul, cu caramelul. E carneol, of course. Așadar, v-ați ales, vă puneți pauză. Să știți că am amestecat cărțile. Le-am pus în cutie ca să vedeți că toate au marea preoteasă pe cutie. În ideea că e secret. E secret până devine public. Hai să vedem Aquamarin, numărul 1. Aquamarinul, da, ține de emoții, dar pentru mine și de gânduri. Apă și aer, gânduri și emoții, dar vedem. Vedem numărul 1. A, înainte să încep, dați-mi voi să fac un clink, clink, așa. Aho, aho. A, 3 de cupe. A, 3 de cupe, 2 de cupe. 5 de cupe. Un suflet pereche, de pe lângă prietenii voștri, de pe lângă, din cercul vostru de prieteni sau chiar pe lângă cercul de prieteni, prin preajmă, prin proximitate. Un suflet pereche plânge. Plânge. Îi e dor de voi. Eventual, conștientizează sau a conștientizat că voi sunteți izvorul tuturor emoțiilor frumoase pe care le au. Voi le oferi stabilitate. Și și-ar dori, iau-te puterea, să aibă curajul să vină spre voi. Dar e cam rănit. Rănit în dragoste, poate știe că v-a dezamăgit, că nu o fi nici prima oară când v-a dezamăgit și pe voi și pe alții. Poate că a fost dezamăgit și a rămas așa, știți cum e? Hurt people, hurt people. Oamenii răniți rănesc. Dar, hai să vedem. În fine, ia să zicem câteva detalii despre mărțișor. O dată, de două ori, trei ori. Mărțișor pentru numărul 1. Vor fi mai multe mărțișoare, dar vedem. În sensul de surpriză de la univers. De la doamna primăvară. Oh, ce frumos! Deep breath. Take a deep breath. Ce frumos! Doi nuferi. Unul alb, unul roșu. 7. E număr divin. Avem aici pe budiță. Două suflete pereche, da. Unul mai pasional, altul mai senzual, unul mai încrezător, altul mai timid. Dar ce este comun la voi este că amândoi ați trecut prin multe, multe probleme și împreună puteți să înfloriți și să stați bine unul lângă celălalt, să vă echilibrați viața. Dar posibil totuși unul să fi înflorit mai devreme decât celălalt. Oh. Ah, interesant, ia uite, aici este un boboc și aici cineva și-a pierdut petalele. Dar, posibil să fie diferență, să fie niște diferențe între voi. De vârstă, e un boboc și o floare care deja începe să se scuture. Posibil să fie diferență de vârstă sau de timp, să fiți un pic în contratimp. Sau altfel de diferențe, că oricum e unul roșu, unul alb. Eu știu, de rasă, de educație, de ce mai fi,
De ce o mai fi? Dar ce drăguț! Știți cum e că pe o floare, pe o tulpină unei flori sunt mai mulți boboci? Dacă unul dintre voi acum înflorește prima oară, celălalt care a înflorit și a scuturat petale înflorește a doua oară sau poate a treia oară în viață. E o legătură frumoasă care permite și celui sau celei care poate eventual să fie un pic mai mare ca vârstă sau să fi trecut prin mai multe, să fi iubit mai intens și mai dezastruos, să zic. Și cealaltă persoană să poată să înflorească în acest context. E interesant. Ia uite, iar nu făr, dar aici este 1. 4 și cu 8, ia un pic de matematică, 12. Casa 12-a necunoscutului. Probabil că v-ați întâlnit în altă viață, poate că visați unul la celălalt, steaua îmi confirmă. Dar sunt multe stele. Și aici parcă ar fi Venus. Venus se naște dintr-o scoică, dar în această carte iubirea prinde formă prin acest nufăr. Iar nufăr, nufăr. Poate este dragostea voastră care a trecut prin multe provocări și în această viață și în alte vieți și acum trebuie să se deschidă. Cred că are legătură, mărțișorul vostru are legătură cu dragostea. Până acum așa mi-a dat mie de înțeles. Dar hai să mai vedem. Hai să iau și în aceste de cărți, că nu vreau să fie lungă. Etalarea. O dată. De două ori. De trei ori. Am văzut fecioara, dar nu ca zodie, cât ca și casă. Casa 6. A muncii, a lucru de zi cu zi. Obligații. E o casă nesuferită. Foarte necesară, de unde stai așa și te gândești, dom'le, câte am de făcut și eu când mai crez. Așadar. Saturn, responsabilitate. 19 numărul soarelui în tarot. Poate aveți Saturn conjunct cu soare, ori în sinastrie, ori în harta natală, sau dacă nu-i conjunct, să aibă o legătură. Deci, o fi sextil, trigon, opoziție, e mult mai greu opoziția, în fine. Saturn creează responsabilitate. Nu poți fără cealaltă persoană, nu că nu poți. E ceva ce te ține în preajma celelalte persoane. O responsabilitate, un atașament, o profunzime pe care nu o ai lângă celelalte persoane. Nu, Saturn e fain. Iar conștiința că poți să construiești ceva durabil, chiar dacă, pentru a ajunge la acel moment de construcție, eventual și de împlinire, trebuie să treci prin foarte multe, cum am zis, la Lotus. Chiar dacă ar fi să reprezinte o planetă, această plantă, această floare, Saturnul cred că e cel mai potrivit. Da. Că treci prin foarte multe. Da, energia dintre voi, responsabilitate, uite, oho, și atracție. Dar ce drăguț, e atracție, casa 8-a a misterilor, dar mai e și luna. Luna Scorpion, poate unul dintre voi aveți luna Scorpion sau vă țineți emoțiile ascunse. Dar nu contează, oricum vă simțiți. Ideea este că poate că vă e frică, unuia dintre voi vă e frică de intimitate. Interesant. Dar, dacă va fi să fiți împreună, în cazul în care n-ați fost, că în general cei care ascultă tarot nu prea au fost, n-au fost deloc sau foarte puțin. Sau s-au separat, știți? Când ești fericit, nu stai să asculti tarot. Te bucuri de fericirea ta. Așadar, dacă e să fiți împreună, să aveți momente intime, profunde, foarte profunde, puteți să vă vindecați de multe traume. De multe, e 14. Interesant, vrea să iasă în evidență 20, să renașteți. Într-un mod neconvențional. Acest 20 este foarte neconvențional în setul acesta de cărți. În sensul că 20 care ține de renaștere în tarot e foarte atipic în relația voastră și în aceste de cărți. Așadar, Saturn. This is deep.
Dip, dip, dip. Poate primiți flori, apropo de, sau oferiți flori cuiva. Nu musai nuferi, că nu știu dacă sunt nuferi. Dar ceva mai special. Nu știu, frezii. Dar dacă dați frezii, alegeți alea care miros. Am găsit câteva în piață. E o raritate. În fine, sau flori, altfel de flori. Flori cu toate florile frumoase. Dar flori care exprimă această profunzime. Emoții profunde, am zis. Hai să vedem. Clarificăm acest mărțișor. Surprize, surprize, 7. O dată, de două. De trei ori. 7. Am văzut 16 la un moment dat. Probabil va veni într-un mod neașteptat. Dar așteptat și neașteptat în același timp. Poate o chestiune legată de mașină, că e 7 faetonul. Iar tu vine cu mașina și vă fură de acasă. Glumesc, ați vrea voi. Unii. Nu știu Saturn cât fură. Uranus mai fură. Dacă reșească cu Mercur. Ai, ai, ai. Dar Saturn nu prea e serios. Sober. Hai să vedem. Puterea. Da, sunteți puternici împreună. Dar unul trebuie să învețe să-și facă curaj să meargă înspre celălalt care deja și-a lucrat curajul. Uai! Diavolul! Diavolul e aici. 15. 4 de monede. Huh. What is this? Valetul de cupe. Sunt mai una. Hai să mai una. Oh, ce bine! Ce mă bucur când mai fur așa câte una și e bună. Mai trag cu coada ochiului și e bună. Drăguț. Mai, nu știu, asul de monede, dacă este... E clar că e un soi de mărțișor, e material. Asul de monede înseamnă foarte multe. Poate să fie un business, o relație. Sau pur și simplu un obiect, o carte, flori, că e materie. Însoțită de câteva cuvinte drăguțe, amabile, măcar politicoase, dacă nu și romantice. Că valetul de cupe e romantic, măi, e romantic. Și eventual acest mărțișor, acest cadou, ce ar putea să fie pentru unii, din partea cuiva, care este absolut addicted to your love. N-aș zice obsedat, sună ciudat, sună cam patologic. Nu, efectiv e aroused. Pătimaș, dar noroc cu acest Saturn că îi mai temperează patima, dorința. Personaj foarte intens, vă dorește foarte mult. Sau poate voi îi doriți. Dar cred că amândoi. Cred că amândoi vă doriți, da. Da. Ce interesant. Cred că cineva se... Unul dintre voi se gândește destul de des cum ar fi să faceți dragoste. Apropo de ce am zis mai devreme, că tot avem Scorpionul și Luna. V-ați vindeca, v-ați crea mai multă stabilitate decât aveți în acest moment. 4 de monede. E și cu diavolul și cu Saturn, este un soi de posesivitate. Exprimată, neexprimată. Unul dintre voi este foarte posesiv. Dar rămâne de văzut ce să facă cu această tendință. Că și posesivitatea e bună până la un punct, pentru că... Până la un punct, cu un grad. Un anumit grad de posesivitate e ok într-o relație.
Și față de tine, să fii un pic posesiv față de proiectele tale. Că vorbeam de business, de proiecte. Dacă ar fi să vorbim de un mărțișor care vine din partea Universului, da, puteți să creați un nou business, un nou proiect, ceva. Asta pentru că țineți la o idee, apropo de carieră, de diavol. Diavolul înseamnă și carieră, da? Să creșteți profesional, să faceți bani. Și atunci aveți o oportunitate. Vă întâlniți cu cineva, valetul de cupe, mesager benefic și creați împreună un business, un proiect, orice. Dar dacă e vorba de dragoste, dragostea asta e o leacă toxică. Pentru că, exact ce am zis mai devreme, nu fărul ăsta pleacă din noroi, din omul. Și până ajunge la suprafață e cale lungă. Până vă vindecați, până vă curățați de tendințele astea care, fără supărare, vin și din altă viață. Mai e și mediul în care fiecare, da, s-a născut. Și fiecare își extrage din mediul respectiv toxicitățile. Și sunteți chemați să le alchimizați împreună. Să le curățați, ia uite, apropo de take a deep breath, să le vindecați, că e 7 număr divin. Să le sacralizați. Mi-aduc aminte de niște versuri. Cine era oare? Alexandrii? Sau Macedonski, nu mai știu. Din bube, mucegaiuri și noroi făcut am frumuseți și prețuri noi, parcă așa era. Da, ideea e că din suferință poți să creezi. Poți să creezi o relație frumoasă, dar să nu întreții suferința. Că altfel devine toxică, sadomasochistă și nu vrem așa ceva. Nu. Să învățați lecțiile și să să creați neacele lecții. Pentru că Saturn, pe unde se duce, pe unde trece, dacă îl privești și îl, nu neapărat îl privești, îl manifesti responsabil, îți dă la sfârșit un premiu. Era un text într-o carte de astrologie. Când trece Saturn printr-o casă, ai niște lecții de învățat în acea perioadă. Mai mult decât de obicei. Că tot aveți Saturn. Dacă îți înveți lecțiile, la sfârșitul acelei călătorii, acelui tranzit, primești într-adevăr niște cadouri, apropo de mărțișori, că avem cadouri, da? Un succes, o reușită, o împlinire. Eu mi-aduc aminte când a trecut, de exemplu, Saturn prin casa mea a cincea. Am citit ce să fac, ce să fac, ce să fac. Și m-am străduit 2 ani și ceva să-mi asum acel tranzit cât mai serios. Și da, am avut niște realizări nemaipomenite. Apropo de carieră, da, în artă, nici nu mă așteptam. Deci în perioada aia am lucrat, deși ai fi zis că Saturn în casa cincea îți poate bloca creativitatea dimpotrivă. În acea perioadă a fost un an în care am avut 3 expoziții, ba chiar 4 spre sfârșit. 4 expoziții într-un an, fiecare diferită. La sfârșitul tranzitului am avut niște invitați foarte, foarte speciali, de care sunt mândră, dar nu vreau să vorbesc acum. Dar am dat un exemplu, ca să înțelegeți. Că aveți Saturn și am aplicat pe casa a cincea, pentru că totuși mărțișorul ține de dragoste. Casa a cincea reprezintă, joacă, bucurii, dragoste, înseamnă multe. Așadar, mărțișorul vostru implică responsabilitate. Cât am vorbit? 19. Implică responsabilitate. Un grad de posesivitate, dar dacă e temperat, e ok. Ocupe izvorul. Poate că la un moment dat a fost o tăcere între voi, dar tăcerea aceasta a fost necesară ca să vă transformați, apropo de alchimie iarie 8, să vă transformați emoțiile. Am vorbit de la început. Cineva a regretat, eu știu ce, și a conștientizat profunzima emoțiile pe care le simte în acest context. Poate că între voi doi este un contract, sunt aspecte care țin de financiar sau
personaj, nu musai amor, cât e un personaj, să zic, colegi, șefi, familie, alte responsabilități între voi doi. Însă, cavalerul de cupe, da. Dacă exprimați ce simțiți, teoretic ar trebui acest cavaler să vină să explice, să exprime și speranțele și decepțiile. Pentru că odată exprimat, se poate vindeca această stare, se poate pune bază, uite, patru de bâte, se poate pune bază, ia uite, unei relații solide, colaborări. Turnul acesta pare ca fiind un eveniment neașteptat, că tot am vorbit de 16. Creați într-un mod neașteptat. Nimeni nu se așteaptă să creați. Aici erau astea. Însă hai să le mai clarificăm. Făguța? Ia uite, șans că fac o jumătate de oră și... O dată. De două. De trei ori. Ia uite, iar o de cupe. Izvorul. Tot vrea să apare. Uite. Da! A stat mult timp pe loc. De ce? Pentru că e un cavaler și o împărăteasă. Iar diferențe între voi. De abordare în viață, de motivații, de idealuri, de multe. Dar e atracție. Bă, n-ai cum. Cavalerul ăsta, când o vede pe împărăteasă, se face... Ia uite cum îi se face pe un cap. Da, cred că și ei îi place. Ideea este că lucrurile au stat pe loc pentru că trebuie depășit sentimentul ăsta că sunt nepotrivit într-un context atât de provocator, de serios. Lipsa valorii versus un personaj care își cunoaște valoarea. Nu e nicio chestiune. Unul își cunoaște valoarea, altul nu și-o cunoaște. Unul se apreciază, altul nu se apreciază. Unul are curaj, altul nu are curaj. Tu de cupe, ia uite. This is deep. Regele de spade. Artistul. Îmi place artistul și 8 de bâte. Avem foc. Mă special săgetător, dar poate să fie și leu. Berbec. Gemeni, balanță, vărsător, capricorn, taur, ceva ficioară, pești, rac, scorpion văzuse mai devreme. Așadar. Da, regrete. 5. Dar ca să ieși din ele, că 5 înseamnă schimbare, ce faci? Ca să ieși din regrete și să ajungi la 6 de cupe, recunoașterea celor două suflete, da? Exprimi. Exact ce am zis mai devreme. Cine știe că trebuie să ofere acest mărțișor, stă și plânge. Teoretic ar trebui să ofere. Să sperăm că are curajul, că nu mai plânge și se suie pe cal, se așează la volan, avem un 7, sau pe bicicletă, pur și simplu, ia o floare și... oferă alături de niște explicații. Doi de cupe și diavolul, da? Probabil că voi doi în public, iar diavolul e casa 10 în public, sunteți foarte diferiți și totuși legătura e profundă. Doamnelor, dacă ascultați despre un bărbat, bărbatul acesta e foarte intens, dar nu arată. Se gândește cât de mult ține la voi, se gândește cât de stabile sunteți. Da. Și și-ar dori să creeze ceva cu voi. E conștient că dacă face acest gest creativ, sensibil, că artistul nu ține doar de creativitate, cât de sensibilitate și expresivitate. Artiștii exprimă, nu doar creează și exprimă, deci e chestiune de expresivitate. Dacă ar fi cât de puțin și ar oferi un gest consistent, ceva, poate chiar și material, lucrurile ar merge
într-o direcție mult dorită de amândoi. Acum rămâne de văzut dacă va face acest lucru. Doamne ajută! Da, se gândește că... Uf, ui, dar ce pică evenimente neașteptate, union of hearts. Se gândește la multe. Ia, un mesaj dat. Tu vrei? Da, do something. Fă ceva pentru cineva, exact ce am zis mai devreme. Fii un pic amabil. 4 și cu 1, 5. 2 și cu 3, 23, 5. 5 și aici. Decât să stai să regreți, să te simți, vai, victimă, să suferi din dragoste sau eu știu din ce alte motive. Sunt multe motive. Tot timpul sunt motive să suferim. Dar la fel sunt și motive să ne bucurăm. Depinde de noi. Vedeți? Un suflet e mai pesimist, unul e optimist. Interesantă cartea asta, nu? Și totuși, legăturile sunt profunde între voi. Nu degeaba a apărut Saturn. Și diavolul reprezintă Saturn într-o anumită formă. Da, da. Fă ceva pentru cineva și vorbește, apropo de exprimare, de valetul de cupe, vorbește limbajul dragostei. 3 și cu 5, 8. Pentru că 8 e aici și luna. Până acum, emoțiile și gândurile, că avem aquamarin, da, au fost ținute în casa 8-a, în secret. Nu s-a exprimat nimic. Foarte puțin. Poate așa să fii super atent, inteligent și să te uiți în ochii omului și să vezi ce simte. Ce gândește. Că de gândit nu poți, dar poți să vezi în ochii cuiva, să zic, emoțiile, dar nu-i suficient. Și iar este un dăruleț. Ia uite, vedeți? Iar e dăruleț. Vorbește limbajul dragostei. Cuvintele de dragoste au puterea de a schimba vieți, inclusiv a ta, acelei care le folosești și le exprimi. Ai, mânci frumos! O declarație de dragoste, ce frumos ar fi. Vă rog frumos, scrieți-mi dacă primiți declarații de dragoste. Abia aștept să aflu. Te vedeți? Până acum au fost ascunse. Cinstea este esențială. Este. Cam atât zic. Probabil că mărțișorul vostru, pe lângă un proiect, posibil, care vă va, poate chiar artistic pentru unii dintre voi, care vă va duce spre o nouă treaptă în cariera voastră, că tot avem diavolul, poate să fie și ce am zis mai devreme, din punct de vedere romantic. Cât de cât. Hai că am vorbit cam în urmă. Eu de temperanță. Vindecare. Cam așa picuța. Sper că v-a plăcut. Hai fuga, că timpul trece. Și am și eu atâtea de făcut. Doamne, dacă aș ști câte am de făcut. Așa. Numărul 2, cei care ați ales, haolitul, noi carități vindecătoare. Și aceste de cărți este amestecat, dar ia uite lumea. Cei care ați ales numărul 2, încheiați un capitol. Oho! Wow! Încheiați un capitol cu un personaj cu care n-ați vorbit, eremitul. Din ce motive? Poate că era căsătorit, poate că are o familie care stă în cârca lor. Schimbați direcția. Într-o nouă, eu știu, pe noi coordonate, ca să nu mă repet, să schimb direcția într-o nouă direcție, da? Pe noi coordonate. Încheiați un capitol. Dar ce vreau să zic? Mărțișorul care vine din partea Universului, poate fi și de la un personaj, posibil să vină de la distanță. Nu de aici. La numărul 1 era de printre prieteni, cunoștințe, din zonă.
Numărul 2 e din capătul țării, de peste hotare, de peste ocean, eventual, pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Bișei, Madonai, Mimini, Mihai, Mimini, Gavria, Mimini, Pai, Orie, Mimini, Ahura, Rafael, Va, Amroșii, Șehinate, Broken Open. Apropo, uitați ce floare albă. Rămâneți deschiși. Da, apropo de vindecare, a fost dureros ciclul respectiv, dar odată ce încheiați acest ciclu, dar e mare, e și roata norocului și lumea. Au fost ceva ani. Eu zic că v-a luat niște ani ca să încheiați acest capitol. Cu ceva suferință, dar vă puteți vindeca. Probabil că mărțișorul, un mărțișor este darul de a vedea semnele din jurul vostru. Oracole, cafea, tarot, astrologie. Asta e un dar. Este. Ia uite, simbiont, exact ce am zis. Vai, ce frumos dar. Vai, ce frumos dar și nici n-am tăiat. Asta e mărțișor super fain. Doamne ajută. Vrem mai multe mărțișoare de asta. Wow, Waking the Lion. 19. Are soare în tarot. În primul și în primul rând, veți ieși în public, lumea vă va aprecia, va fi impresionată de voi. Veți străluci. Nu știu cum, nu știu când, dar veți străluci. Cât de curând. Eventual, un alt personaj strălucitor, important, Great Big Love. Da. Iar este alb. Vă va transforma viața cu 2 și cu 6, 8. Vă va transforma viața. Vă va ajuta să vă vindecați. Vedeți, parcă ar fi un portal aici. Probabil portalul, ultimul portal sau următorul. Treia. Foarte multe portaluri în ultima vreme. Așadar. Dacă știți că sunteți în poziția în care mai aveți un pic și veți avea un succes, fiți siguri că îl veți avea, nu vă îndoiți de el. Dacă știți că mai durează până la acest succes, trebuie să treceți prin profunde transformări și vindecări, altcineva vine în viața voastră, cred. Eu asta simt, că altcineva vine. Sau poate vă vindecați de acel personaj, dar are legătură. Hai să curățăm cărțile. Bishei Madonai, Mimini Mihail, Mismoli Gabriel, Milifnai Uriel, Mea Horai Rafael, Amroșii și Hinatel, și Raziel, te rugăm, o dată, de două ori, de trei ori. Scorpio, iar mister. Extraordinar, leul și leul. Cu cât vă vindecați și sunteți mai puternici, cu atât atrageți, băi, ce place când sunt sincronizările astea. Vă atrageți oameni puternici. Și foc. 2 și cu 3, 5, 5. Casa 5 a leului, de fapt. 22, Pluto. Pluto e învărsător, în opoziție. Și cu 2, 4. O schimbare mare. Pentru că 5 înseamnă schimbare. Roata norocului, schimbare de direcție. Lumea, iar încheiere de capitol, deschidere de, eu știu ce, altă perspectivă, carte, ce-o mai fi. Mari, mari schimbări pentru numărul 2. Mari. Great, great, big. Dar astea vă fac și pe voi mai puternici, mai puternice și vă atrag oameni foarte, foarte speciali. Iar lumină, veți străluci. Urmează să străluciți. Poate veți străluci împreună. Vedeți, uite, aici este ea și leul. Au venit separat. Aici sunt împreună, ea și cu leul. Bine, poate să fie și invers. Deocamdată, dar urmează să vă întâlniți. Wow.
Și ea și el. Ea și el. Foc și apă. Interesant. Știți ce simt? Dacă sunteți doamne, urmează să vină un bărbat care până acum, ia uitați-l cum arată Pluto, foarte, foarte interiorizat la anumite capitole. Chiar dacă strălucește în public, sunt zone emoționale care sunt absolut înghețate. Însă voi aveți puterea, drăgălășenia și căldura și puterea să-i topiți aceste, știu, acest ghețar, e ca un soi de iceberg. Da, voi, doamnelor. Pluto guvernează Scorpionul. Poate chiar din punct de vedere sexual unul va schimba foarte mult pe celălalt. O dragoste profundă, mare. Cavalerul de spade vine foarte repede. Foarte repede. Va fi comunicare mai neconvențională. O dată. De două ori. De trei ori. Da, vedeți? 2 și cu 6, 8. 8 e casa Scorpionului, guvernat de Pluto. Toate au sens. 8 iar, 8 de bâte. Dacă e distanță, ia uite, către 1. Veți comunica. Într-un mod neașteptat, într-un mod intens, într-un mod sexy. Și veți investi în această pasiune. Ia uite, magicianul, ia uite, iar lucru cu mâinile. Probabil iar, apropo de mărțișor, pentru unii dintre voi, veți descoperi niște calități speciale, că le aveți. Energii, lucrați cu energiile, împingeți, atrageți, eu știu, vindecați prin atingere, prin ce-ți mai putea să vindecați. Nu mai știu că am tăiat. În fine, dacă e ceva mai tăi încă o dată. 4 de bâte, iar. 4 evenimente în care să străluciți, evenimente. Luna, 7 de bute și până la urmă a rămas 4. 3 de spade. Nu vă speriați. Cred că la voi se citește invers. Dar o să și clarific. Avem marcaj puternic în Leu, săgetător, berbec, lună, rac și pești, am văzut ceva Scorpion, e și Pluto, gemeni, balanță, vărsător. Hai, cred că vă întâlniți, uite, apare împăratul. Și soarele! Și regina de spate! Doamnelor, urmează să vă bucurați de ceva greu de descris. Un bărbat puternic vă apreciază, știți ce? Inteligența, mai rar din partea unui bărbat, inteligența, felul în care puneți granițe personale și stabiliți regulile într-o relație, în orice fel de relație, inclusiv profesională, inclusiv, eu știu, dintre voi și străini. Da, amabil, amabil până la un punct, știți? Așa, și iar apreciază felul în care vă bucurați de viață, felul în care renașteți, când încheiați capitolele și deschideți alte capitole. Și știți, am senzația că acest personaj, el deja strălucește, este puternic și vă atrage, e încântat de poziția voastră, de puterea voastră, dar vrea să vă atragă înspre el. Acum, dacă sunteți bărbați, sper că rezonați, bănuiesc că rezonați.
Sunteți atrași de o anumită femeie. Tocmai pentru că e puternică, da? E inteligentă, pune granițe personale. Dar zic, cred că acest 7 de bâte și 3 de spade ține mai mult de un trecut. Pentru că prima carte și toate sunt foarte puternice. Great Big Love. A fost o tăcere între voi. Quieting the mind. Necesară cât să vă reconsiderați unul pe celălalt, dorințele, nevoile profesionale, sentimentale și așa mai departe. Trei de spade. Totuși încă o carte. Da, turnul. Asta. Am zis eu că e de domeniul trecutului acest trei de spade. Și am văzut cavalerul de spade care reprezintă turnul într-o altă variantă, neconvențională. Ia uite și șase de bâte. Iar, doamnelor, am zis că ieșiți în public. Cum? Poate deja ieșiți în public și în public este un personaj important care vă apreciază. Pe bune. Pentru puterea voastră, pentru multe, multe. Că v-ați înfrunta fricile. Că ați trecut de la suferință într-un mod pe care mulți oameni nu-l înțeleg, de la suferința aceasta cruntă. Eu înțeleg cartea asta. Bănuiesc că și voi. Nu vreau să o exprim mai mult. Nu vreau să o exprim mai mult. Că ți se rupe sufletul nu știu câte bucăți. Da? Și turnul. V-ați reconstruit sufletul și viața și acum străluciți. Și sunteți și voi conștiente că aveți nevoie nu de oricine, de cineva care ori a trecut prin ce a trecut și voi sau apreciază această muncă de transformare. 2 și cu 6, 8. Pluto, da? Poate chiar voi ați înghețat la un moment dat emoțional și acum urmează să vă topiți în această relație. Unul dintre voi va fi catalizatorul acestei bucurii care urmează să se manifeste. Și pentru că ați trecut prin ce ați trecut, știți să puneți granițe personale. Și am zis, acest bărbat apreciază. Chiar dacă le puneți lor granițe. Ce ok. Felicitări. Ești prima care a făcut chestia asta. Păi, și atunci? Mai am nevoie să mai caut? Nu. Ah, nu, nu o să caut, ci o să încerc să cuceresc. Ceva ce merită. Nu se oferă, ci merită cucerit. Da, interesant. Hai să vedem. În continuare, să clarificăm. Doi de spade. Poate că ați trecut prin atac spiritual, poate n-ați știut ce să alegeți. N-ați văzut dușmanii din jurul vostru, dar, da, doi de spade, trei de spade, dar suferința aia v-a făcut să vă reconsiderați și reconstruiți viața. Și scopul în viață. Scopul vostru este să străluciți sau de ce v-ați născut pe acest pământ ca să străluciți, să arătați lumii cum se poate un om reconstrui. O dată, de două ori, de trei ori, să clarificăm. Patru de bute. Dans, muzică, petreceri, spectacole, întâlniri, restaurante, cofetării, poate chiar excursii. E fain. Cu asta am început. 4 și 6. Dar restul este vibrația trecutului. Ia. Unde bătere? Ia mai amestec o dată. Da, au fost granițe personale de trei ori. Se zice de monede invers. Cineva o renunță la o familie ca să fie independent. Ori, din potrivă, de la varianta solo, intră într-o relație. Pe termen lung, aud. Da, în fine. Temperanța. 4 și 14, interesant. Mai e 5 de cupe. Pe lună. Șapte de cupe. Da, personajul ăsta puternic avea opțiuni, tentații. Obișnuit să cucerească așa una, două.
Astăzi una, mâine alta, care vine mai repede, care se oferă mai ușor. Dar voi a spus, nu, 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 nu mă interesează. Stai la locul tău. Ia uite regele de cupe. A suferit? Este varianta împăratului, aia sensibilă. Care în varianta iceberg nu cucerea, nu, se bucura de oportunități, de opțiuni. În momentul în care a spus granițe personale și voi ați avut motivele voastre, decepții, supărări și cine știe ce alte probleme. Ei s-au simțit foarte, foarte jigniți și atacați, dar au înțeles în timp că avem temperanța, întâlnirea aceasta care va fi între voi doi vine după multă așteptare, după reechilibrare emoțională și spirituală a acestui bărbat. Vorbim de un bărbat și o femeie la numărul 2. Clar. Deci mi-apare gemeni, dar nu obligatoriu. Am văzut pentru unii, nu e obligatoriu. Sunt toate zodiile în principiu. Dar. Regele de cupe. A făcut meditații, s-a echilibrat emoțional. În cât timp? Eu știu, 14. Un an, 4 ani, 5 ani, 14. Poate chiar și mai mult, să sperăm că nu 14 ani. Uite că e interesant, poate 4 ani, poate 4, între 4, 4 și ceva, 4 ani și ceva, pentru unii sau eu știu cât. Și acum le atrageți atenția și își doresc cu temperanța să schimbe în 4 și 1, 5 atmosfera și să fiți împreună. Ia uite, cavalerul de spade merge către manifestor, către magician, marea preoteasă. Aici sunteți voi. Doamnelor, posibil singure, că și marea preoteasă e singură. În general, marele preoteasă nu sunt căsătorite, ca să știți. Dacă faceți tarot și sunteți căsătorite, nu prea sunteți mari preotese. Marea preoteasă, în general, e singură. Poate maxim să fie cu vreun preot. Dar, nu de monede, sunteți singure. Și ei vor să vină spre voi. Da, să vă împăcați, nu musai, cât să reconsiderați o relație care posibil vine din alte spații, din alte vieți. Asta aud. Un soi de împăcare? Nu, nu ea spune împăcare. E o reuniune cu un suflet care vă apreciază. Și când a început adevărata apreciere, în momentul în care a spus granițele personale. Poate v-ar fi apreciat și dacă nu puneați, dar ar fi fost și mai greu. Riscați multe. Și probabil că așa ați ieșit în evidență. Când un om puternic are multe la dispoziție. Stai. Înțelegeți. Hai să curățăm cărțile. Mesaje. Odată. Ia. Bișnei Madonna, Emilie Mihai, lui Mori Gabriel. Un minic noi, Uriel, Ahurai, Rafa, Elva, Roșii și Hinatel. Uite ce vrea să iasă. Romanță. 2 și cu 5, 7. 7 faetonul. Probabil personajul vine de la distanță, că tot am văzut lumea de la distanță. Vrea să vă copleșească cu cadouri, cu atenție, cu momente frumoase. Restaurant, mâncărică, muzică, distracție, dans, am zis dans? Îmbrățișări, mai vedem ce, o dată, de două ori, de trei ori. Atenție, complimente, o mângâie prin păr, iau, te fă ceva pentru cineva, 2 și cu 1, 5. Ca să schimbi lucrurile, trebuie să faci, nu? Primește cu dragoste și apreciere ce urmează să ți se ofere. E mărțișorul vostru, apropo. Și arde topit, e Pluto. Probabil va fi recișor. Tot s-a anunțat schimbarea de vreme. Exprimă dragostea prin cadou și este dânsul care exprimă. Așadar, primiți, doamnelor, primiți. Învățați să primiți, interesant, eu dau sfaturi. Da. De-aia sunt aici să mai dau sfaturi, chiar dacă nu le aplic pe mine. Considerați fundația pusă. 5. Puneți bazele unei relații
Chiar dacă e colaborare, chiar dacă o fi prietenie, ce o fi o relație solidă. Nu zic musai că mergeți înspre căsătorie. Pentru unii da, pentru alții ba. Dar puteți crea o relație faină. Ia uite, apreciază acest moment. 33. E fain acest număr. Bine, vă oglindiți. Aici este partea plăcută a acestui număr. Vă oglindiți unul în celălalt. Da? Doi oameni puternici. 3. Creativi. Casa a cincea și a creativității, să nu uităm. Nu mai știu dacă am zis. Foarte fain mărțișorul vostru. Iată, petreceți timp de calitate. Poate vrea să vă invite într-o excursie. Sau măcar la o întâlnire. Dar eu cred că la sfârșit tot vă pupă un picuț, așa, măcar. E, nu-i dat chiar pe obraz, așa. Pe frunte. Pe gât. Prin păr. Și apoi rămâne de văzut dacă va fi și un sărut. Da, este dorit. Cam atâtică. Sper că v-a plăcut. Da. Vă doresc și vouă și tuturor celor care mă ascultă dragoste, pace și creștere spirituală, că de aia suntem aici să creștem, da? Împreună și separat. Vă pup. Numărul 3. Cei care ați ales acest set de cărți. Carneolul. Piatra așa mi se pare acum în acest moment vulcanică. Nu mai e dulce. E vulcanică. Passion. Pasiune, pasiune, dar probabil ce e cu vulcanul ăsta? Ce canalizez eu acum? Curăț în cărțile. Pișei mă rămâne Emilini Mihai, Lumis Moli Gabriel, Mirit Nai Uriel, Ne Ahorai Rafael, Da Aroșii, Shehina Terra. O dată, de două ori, de trei ori. Știți ce canalizez acum? Am vorbit de pasiune, da? Dar și de vulcan. E ca și când vulcanul a curs, lava s-a așezat în anumite spații și acum s-a uscat. Cu alte cuvinte, întreaga viață a voastră este reshaped, reformulată de divinitate și apoi urmează voi să faceți finisajele. O dată, de două ori. Trei ori. Mărțișorul vostru. Wow! Dincolo de ordinar, de comun, dincolo de aparențe, dincolo de iluzii chiar. 4 și cu 5, 9. 9 e încheiere de ciclu. 9 este și Jupiter pentru mine. Da, trebuie să vedeți dincolo de nu doar de iluzii, de nu doar de aparențe. Dincolo de tiparele obișnuite. Dacă e o relație, este o relație foarte atipică. Și chiar dacă n-ar fi relație, mărțișorul vostru este atipic. Neconvențional. Feeling the world. 13. Moarte și renaștere, exact ce zisei mai devreme cu vulcanul. Că asta face vulcanul. Aduce transformări. Hai mă, uite că nu vor să iasă mai. Nu vor să iasă, băi. Ce să facem? Le-am amestecat și le-am îndesat aici. Ia uite turnul, apropo de vulcan. De pasiune mognită care s-a descătușat sau urmează să se descătușeze. Dar cineva vă dorește, doamne, sau poate și voi, domnilor, doriți pe cineva, doamnelor, sunteți dorite, posibile distanță între voi, cu faetonul și cu numărul 9. T
Dincolo de ordinar, dincolo, dincolo, luna. Acest personaj ascunde toate emoțiile pe care le simte, toată bucuria, nu știu de ce. M-am săturat de oameni care ascund, da, asta e. Citesc, transmit ce e de transmis. Feeling good. Oh, tender, tender, da. De număr maestru. Dar 22 înseamnă 4 și aveți și 13, care tot 4 înseamnă. Și sub el avem 3, creații. Trebuie să... Că și asta parcă e o lavă, dar e lavă de lumină, dacă pot să zic așa. Trebuie să treceți prin niște transformări ca să vă recreați. Probabil că ați trecut prin zguduieli, prin izbucniri de ce-o mai fi fost, lavă, vulcan, gălăgie, tăcere chiar. Că și tăcerea poate să fie zgomotoasă. Știți ce vreau să zic? Răsturnări de situații, de relații, de multe. Poate unii încă mai treceți prin haos sau acum se așează lucrurile. Da? Se întărește lava, se așează praful după ce fuse și se duse. Vă oblojiți rănile, vă spălați de karma și vă recreați. 3. Vă recreați. În momentul în care vă dați voie să treceți prin această experiență, n-a fost ușoară, nu este ușoară, vă recreați și urmează să vă stabilizați. Alături de cineva care este, seamănă cu puterea de altă variantă. Iată variantă. Deci sunt doi oameni care... Da, și elefantul e puternic, dar deși sunt doi oameni puternici, au alte trăsături decât femeia și leul. Acolo unul este mai evoluat, celălalt este mai... Care era cuvântul? Leul. Mai orgolios, mai nelucrat. Aici amândoi sunteți la același nivel. Probabil că unul dintre voi trebuie să ajungă la nivelul celuilalt. Până nu ajunge la nivelul celuilalt, n-aveți cum să vă întâlniți. Pentru că totuși sunt două personaje. Cu amintiri puternice, cu memorie puternică și cu impact. Că elefantul ăsta e mai mult decât leul, mai mult decât alte animale. Acesta are cel mai mare impact. Și voce puternică, voce care creează impact și aură. Nu mai zic mai mult pentru că unii a trebuit să înțelegeți ce vreau să transmit. Așadar, curățăm cărțile. Bișeima Luna, Emi, Mini, Mihailu, Miss Molly, Gabriel, Milifnai, Uriel, Meahorai, Rafael, Roșii și Hintel, Raziel, alături de și tu. Odată. De două ori. De trei ori. Așadar, mărțișorul vostru este atipic. Mărțișorul vostru ține de un soi de renaștere, că e moarte și renaștere, da? Vă transformați întreaga lume, întreaga viață, întreaga, ce mai vreți voi, existență în această perioadă. Și apoi urmează să vină cineva. Rămâne de văzut, totuși, că nu e prima carte, e cam a doua. Sau poate în altă etaloră să apară acest personaj. Dar e prin preajmă. V-am zis, ori voi trebuie să ajungeți la nivelul lor, ori ei trebuie să ajungă la nivelul vostru. În sensul că relația, nu că e atipică, este la un nivel foarte înalt. Ori e la un nivel înalt, ori nu e deloc. Ori totul, ori nimic. Mersi, mersi, mersi de inspirație. Ori totul, ori nimic. Așadar, Jupiter, învățați în această relație, în această situație, acuș. Și în general în viață. Cred că așa este la destui dintre cei care ascultați la numărul 3. Ori totul, ori nimic. Și vă înțeleg perfect. Ia uite, Pluto, ha! Pluto, ori totul, ori nimic. 22, poate cineva are număr maestru 22 și apare și 2, dar e februarie și 11, și 11 apare... Un pic mai încolo,
Dar, pe mine mă interesează 22. Are să repetă. Cineva are acest număr? Sau poate pe 22, sau poate portal, ai 22 și avem și 2. Poate la portalul 22 a doua, ceva s-a întâmplat, s-a declanșat. Ori a fost erupția, ori a fost trăsnetul, tunetul, cu tremurul, vulcanul, ce o fi fost. Sau, din potrivă, au început să se așeze lucrurile. Ia uite, între foc și gheață. Urmează, da, sunteți pe cale. Deci acum sunteți în plină transformare, moarte și renaștere. Urmează să manifestați ceva nou. Să ieșiți din, exact din lava asta. Să ieșiți exact și pământul. Foc și pământ. Și nu mă refer la zodii, dragii mei, vorbesc de elemente. Da, lava, care exact ce am zis mai devreme. Mersi mult de inspirație. Lava care începe să se răcească, că tot avem aici Pluto rece, să se răcească și să se unească cu pământul. De ce? Ca să creați o nouă fundație. În viața voastră. Cu cineva? Probabil. Dar înainte de toate cu voi înșivă. Hai să vedem. O dată. De două. A apărut ceva? Ia uite, valetul de bute. Probabil cineva vrea să comunice. Sau trebuie să faceți primii pași. Iar avem băte foc. Doi de trei. Trebuie să faceți primii pași într-o direcție foarte originală, apropo de original, de out of space, de... atipic. Independența. Doi de spade. Valet. Valet, eu am zis, valet și era rege. Probabil s-a purtat ca un valet acest rege. Zece de pute. Nu de pute. Ha, roata nocții, îmi place să treacă cu coada ochiului. Stați să mă uit așa un pic. Da, opt, muncă. De reconsiderare, împăratul, puterea, what a shit. Cavalerul de monede. Am zis că aveți puterea. Puterea, și am vorbit, vedeți? A, nu, am vorbit la celălalt, la ce? La numărul 2 am vorbit despre putere. Aveți puterea să vă stabilizați în voi. N-aveți nevoie nici de împărați, nici de împărătese, eventual. Ideea este că aveți puterea să vă creați imperiul vostru, nu așa stabilitate, imperiu. Adică un succes beyond the ordinary. Ceva ce n-a văzut nici Parisul, vorba aceea. Dar trebuie să îndrăzniți pe acea cale, valetul de băte, originală. Poate atracție cu cineva. O atracție intensă, dar cu care nu sunteți obișnuiți. Și asta este la vie, trebuie să spun. Cineva trebuie să blocheze ce este tradițional. Regele de monede este personaj tradițional, de succes, dar tradițional. Sau, dacă nu e tradițional, este cam căsătorit. Taur, Fecioară, Capricorn. Cam căsătorit. Poate acest personaj v-a pus într-o situație de alege. Ori ei, ori voi. Dacă sunt cam căsătoriți, ce faceți? Sau dacă nu sunt cam căsătoriți, sunt căsătoriți cu jobul, cu banii și cu alte reguli. Ne. Voi aveți de creat aici ceva out of ordinary. Ceva ce, repet, nu s-a mai creat. Feeling the wall. Și trebuie să simțiți atmosfera. Și cum o simțiți? Trecând prin cele mai joase stări și apoi să vă ridicați. Sunt de Phoenix. Nu mie când au pus Phoenix. O fi? Nu știu. În setul ăsta de cărți. Dar urmează să fâlfâie și Phoenixul la un moment dat, pentru că apar niște aripi. Nu știu în cât timp. Poate nu de mărțișor. Poate mai încolo, mai prin aprilie, poate în august, poate în octombrie. Dar a cui e mărțișorul? Mărțișorul este această, cred că, schimbare de atitudine, în care zice, ce fac, mă? Eu numărul 3. Mă consum. Poate să fie și acest rege, care zice, ce fac?
Cât mai aleg? Mă consum în această poziție. Încerc să rezist pe poziții și mă consum energetic când aș putea să schimb direcția, să lucrez într-o nouă direcție, într-o nouă relație sau pur și simplu pentru un nou, nu știu, imperiu. Da, ceva nou rămâne, dar mai încolo. O nouă lume. Să-mi creez o nouă lume. Dar netradițională, să nu depind nici de regulile familiei, nici ale rudelor, nici ale soției, soțului, ce-o mai fi. Acum, dacă sunteți voi și ați spus, băi, dacă e cam însurat, că e cu jobul, că e cu familia, că e cu vreo soție, n-are rost să mă consum. Ia să pun blocaj. Da? 9 de bâte și 2 de spade. Și mental și energetic. Și să-mi concentrez ultimile forțe în a schimba direcția. 9 și 10. This is brilliant. Da? Asta e mișcarea. Pentru că cu acest... Vedeți exact bâta asta de la valetul de bâte. Această ultimă forță, energie pe care o aveți, o puneți într-o nouă direcție în care n-ați pășit never ever. Dar vă... Scuzați în combinația neologismele. N-ați pășit niciodată. Dar aici e provocare. Să îndrăzniți. Pentru că vă mai ajută și Universul. Și Dumnezeu, dacă și credeți, e și mai și. Dacă și credeți în Dumnezeu, e și mai și. Și uite așa, schimbând direcția, cu această ultimă forță, dar nu așa oricum, nu spre ordinări, nu spre banal, să faceți ceva, a trebuit să fac niște cursuri de artă ca să înțelegeți. Nu știu cât ați văzut voi arta contemporană, dar arta contemporană nu înseamnă doar portretul identic sau un peisaj clasic. Arta modernă înseamnă să lipești, să rupi, să stropești, să faci ce nu s-a obișnuit mintea să conceapă până acum ca fiind acceptabil. Apropo, e Pluton prin vărsător, cred că e. Aici e Pluton vărsător, neconvențional. Și atunci, alegeți, repet, această ultimă forță care aveți ca să schimbați energia și vă puneți pe muncă. Încă mai aveți energie. Dar dacă mai stați mult în această, dacă e, nu aș zice relație, poate pentru unii să fie relație, pentru alții să fie combinație sau situație, dar care vă consumă, că nu vă reprezintă, nu, mai bine blocați. Așadar, ce zisei? Pare mișto zi, parcă ar fi viața mea. Dar aici puteți să creați 8, aveți puterea, dar sistematic, coordonat. Și pentru asta trebuie să sperați chiar să schimbați direcția. Iată, de la lacrimi, întoarceți spatele. Întoarceți spatele celor care v-au pus, v-au făcut să plângeți. De la pierdere, de la convențional, ca așa zice mama, tata, X, Y, ca așa au mai făcut și alții, ne. 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 Aici este leul din voi și fecioara din voi. Fecioara, nu fecioara, în sensul de femeie divină. Nu vă gândiți la zodii, nu la asta. Am zis la zodii, în fine. Da? Bestia din voi și ființa evoluată, mână în mână. A, vreau să creez ceva deosebit. Cum poți? Combinându-le pe amândouă. E mișto. E mișto. Și atunci apare și eu țel. Va apare și personajul care se oglindește în voi și voi în ei. La un moment dat. Însă, hai să clarificăm. Astfel de cupe, nici n-am explicat. Vindecare și probabil cu o nouă dragoste. Pus o ei deoparte, să o punem deoparte. Roata norocului, justiția. 10 și 11. Probabil un contract, o căsătorie v-a cam pus la pat, v-a cam dat dureri de cap, v-a obosit, căsătorie,
sau un contract la locul de muncă. Al vostru, al lor. Vă curățați, vă calmați. Și va veni și o nouă dragoste. Însă, hai să vedem. O dată, de două ori clarificăm, de trei ori. Doi de spade, iau-te, doi de bâte. Faceți planul, dragii mei. Alegeți, alegeți-vă varianta cea mai trăznită. Nouă de cupe. Luna. Regele de bâte. Și șapte de cupe. Exact, blocați confuziile. Poveștile pe care vi le-a spus probabil acest personaj. Avem toate semnele, și apă, și pământ, și foc, și aer, și aer, da. Hai să vedem. Iată exact valetul de monede. Asul de spade, zisește aer, da. Aici este noul adevăr. Puteți să munciți, să vă transformați 8 și cu 1, 9, să deveniți independenți, pentru că dacă vreți să ieșiți din povestea asta, s-ar putea să vă afecteze financiar. Energetic oricum v-a afectat. Și emoțional v-a afectat. Acest rege de monede are multe secrete și frici. Dăm pe lună clarificare. Da, cavalerul de cupe. Are o romanță în secret. Turnă. Însă, dacă are atât de multe secrete, riscați stând în preajmă să vă consumați energia, cum ziseai mai devreme, și atunci blocați situațiune, pentru că dacă nu blocați situația, situația vă blochează visurile. Situația, interesant, 2 de spade pe 9 de cupe, pe 9, da? Și 9 de bâte pe 7 de cupe. Ambele reprezintă blocaje pe vise, pe opțiuni. Ne. De ce? De ce? Așa, dar repet, schimbați direcția. Gândiți bine? Uite, apare asul de cupe, a vrut să vină singur, singurel. Și asul de spade. Logică e importantă. Și curajul de a tăia stringurile, de a ieși din teacă și de a... Dar iar este... Ia uite, eremitul. Marcaș puternic în fecioară. Avem săgetător, pești, rac, gemeni. Asta. Da, mare trădare. De ce? Pentru că cineva n-are timp de voi. Ori stă prea mult la serviciu, ori trebuie să dea în stânga și în dreapta, ori mai sunt alte opțiuni. Ne. Comunicare neașteptată sau fi produs, urmează să se producă și după aceea, pa, liniște. Liniște. După comunicarea neașteptată, liniște. N-ai nevoie de altceva. Ai zis, comunicarea neașteptată este turnul ca despre care am tot vorbit. Ia uite, că tot vrea să iasă. Despre care am tot vorbit. Probabil au fost mai multe șocuri. Gata! Ați văzut când e un cutremur, mai vine cu replici. Gata! Acum s-a calmat atmosfera sau încercați să vă adunați de prin praf, de prin așa și... Ca și când, chiar dacă vorbesc de un bărbat de o femeie, da? Să zicem că e aici o femeie care are de face cu un bărbat complicat sau cu, știți cum e, are o relație complicată. Dacă are relație complicată, vă uitați și voi așa, face to face, la ei. Energia voastră masculină, doamnelor. Vă uitați. Poate aveți doi bărbați de ales, dar vă uitați așa, energia voastră masculină. Și pentru tine să-mi dau eu toată energia? Ia zi. Aici e Jupiter. Ia să pun eu tot focul care mi-a rămas într-o nouă direcție.
Asul de spade și separare și dreptate și adevăr și succes și victorie. Dar trebuie să munciți un pic. Și începeți așa cu pași mici. Valetul de monede, valetul de bâte. Între timp apare și dragostea sau vindecarea. Da, e fain. E intensă povestea. E așa de un teatru de la cu urlete și cu lacrimi și la sfârșit toată lumea aplaudă și wow! Wow! Hai! O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, dragostea face diferența. Vine și dragostea adevărată. Cum? Veți trece și veți vedea, e variabil de la un om. Ia uite, aveți credință. Singurul lucru real este dragostea. A apărut dragostea și apoi asupra. Da? Real și dragoste. Realitate. Ia uite, consideră fundația pusă. Cred că fundația o puneți voi în viața voastră. Și apoi, cine vrea să se bucure de această fundație, ia, physical touch. Și o nouă dragoste. Da, vine o nouă dragoste. Dar asta simt, că această nouă dragoste vine după ce vă creați voi fundația. Nu așteptați să mai stați pe fundațiile altora. Pentru că pe fundațiile altora numai cutremuri au fost. Mișto? 2 și cu 6, 8. Foarte fain. Sper că v-a plăcut și voia. Iar 22. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Sunt traume din copilărie, chestii din altă viață. Dar aveți protecție. Aveți protecție, nu uitați. Practică compasiunea. 15, 22. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!